veste veste a mim. A luz a ti é glória, a luz a ti é glória, a luz a ti é glória, veste veste a mim. Dragii mei, iată că suntem adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și El este aici ca să se atingă de noi. Lasă-L să te atingă. Dumnezeu să ne atingă în această seară. Sunteți pregătiți să ascultați mesajul din Cuvântul lui Dumnezeu? Eu cred că da. Și eu sunt pregătit. Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să vorbească. M-am frământat câteva zile cu un subiect care l-am schimbat de mai multe ori, dar îi mulțumesc Domnului că până la urmă m-a ajutat să-l definitivez. Și aș vrea să vorbesc despre închinare. Și fratele vorbea aici că ceea ce iubim mai mult, de fapt, aia, la aceea ne închinăm. Sau persoana pe care o iubim cel mai mult, la aceea ne închinăm. Deci dragostea face diferența, da? Dragostea stabilește ceea ce avem noi în inima noastră, ceea ce inima noastră aduce înaintea lui Dumnezeu. Și dacă iubim mai mult lucrurile din lume, bineînțeles că nu ne vom închina lui Dumnezeu. Dar dacă iubim mai mult pe Dumnezeu, ne vom închina Lui. Am să citesc doar două versete din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Sunt mai multe versete acolo, începând de la versetul 41 până la versetul 47, dar am să citesc doar două. Spune în versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe semne și minuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Vedem în ce stăruiau apostolii. Dar aș vrea să mergem mai departe la versetul 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și aici cuvântul lăudau este în engleză praising. So in English it's praising. A glorifica, a venera, a admira, a te închina. Ei stăruiau în anumite lucruri. Dar erau împreună și ce făceau? Se închinau. Ei glorificau pe Dumnezeu. Ei venerau pe Dumnezeu. Ei admirau pe Dumnezeu. Pentru că ei aveau o închinare autentică. Și orice am face noi, orice stăruință, orice am face noi în viața aceasta, dacă nu avem o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu, nu are niciun rost, nu are nicio valoare. Totul pornește de la închinare. Modul în care ne închinăm, cui ne închinăm, ceea ce înseamnă pentru noi închinarea. De aici pornește tot. Și despre asta vreau să vorbesc. Închinarea între o rutină, adică ceva cu care ne-am obișnuit. Ne închinăm prin cântare, prin grupul de laudă, acum e timpul să ne închinăm, sau este o închinare printr-o trăire, o trăire autentică înaintea lui Dumnezeu. Și eu mă rog ca Bunul Dumnezeu în această seară să se atingă de noi. Bunul Dumnezeu să ne vorbească și să ne învețe să ne închinăm înaintea Lui în Duh și în adevăr. O închinare reală, o închinare autentică. Vedeți, omul a fost creat să se închine. Fiecare om se închină la ceva. Dacă vei întreba un om la ce se închină, nu va putea să spună că nu se închină la nimic. Fiecare om se închină la ceva. La cineva. Nu toți se închină la Dumnezeu la adevărat. Și aș vrea în această seară să ne analizăm pe noi înșine cui ne închinăm. Unii se închină la Dumnezeu falși, alții se închină la animale, la natură, alții se închină la oameni, la lucruri. Și mai nou, oamenii se închină la ei însuși. Ei sunt Dumnezeul căruia ei se închină. Ei sunt măsura tuturor lucrurilor. Eram undeva în Munții Apuseni și eram cu grupul de tineri. Aveam un grup de tineri cu care mai mergeau în misiune prin județele României. Eram în județul Bihor și mai mergeam pe la
bisericile de la sate, din comune și încercam să îi ajutăm în lucrarea Domnului. Cântam, ne rugam, predicam mesajul Evangheliei și pentru tinerii aceștia care erau tineri de liceu. Era o experiență nemaipomenită, era o experiență deosebită. Erau marcați pe viață și astăzi îmi spun după 25-27 ani cât de marcați au fost de acele experiențe cu Dumnezeu. Și într-o seară, știți cum mergi pe munte, drumul este șerpuit, sunt serpentine. Și ne-am dus aproape de vârful muntelui, nu am ajuns chiar până la, în vârful lui, și am zis că ne oprim acolo și acolo, pentru că era lună plină și se vedea așa de bine, era seara, pe la 10 seara, 9-10 seara, dar așa de bine se vedea pe munte din cauza lunii aceea care soarele reflecta în lună și vedeam aproape tot în jurul nostru. Și era o atmosferă de vis. Eram în mijlocul naturii și am zis, hai să ne oprim și să ne închinăm. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Și în timp ce ne rugam, eram cu un grup de vreo 15 tineri, mi-a venit așa în gând să mă iau, să mă îndepărtez de grup și să urc un pic pe serpentină. Ei erau la baza unei serpentine. Și drumul șerpuia așa în sus și m-am dus pe drum în sus, rugându-mă, și a început să mi se facă frig. Și aveam cu mine un rucsac. Și știți, rucsacurile în România erau cu două... Nu rucsac, era... Nu rucsac. Asta cu care te acoperi. Are un termen. Sac de dormit, da, mulțumesc. Așa. Și sacul de dormit avea două fețe. Pe o față era mai închis și pe o față era mai deschis. Și... Și l-am pus pe spatele meu. Și urcându-mă așa pe serpentină în sus... M-am tot rugat, nu eram atent. Și la un moment dat când am coborât înapoi, că m-am întors înapoi. La vreo 50 de metri de mine, în vale, la baza serpentinei care urma, erau tineri, se rugau și se închinau lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, au început să strige. Și n-am știut de ce strigă. Și au început să ridice mâinile în sus. Și m-am uitat mirat la ei, oare ce s-a întâmplat așa dintr-o dată de se agită și încep să strige lui Dumnezeu și încep să se pocăiască și strigau, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Și așa se îndepta cu mâna către mine. Pe moment nu am realizat ce se întâmplă, dar după câteva secunde mi-am dat seama. Sacul a de dormit, era cu fața aia care a reflectat până și lumina lunii, a reflectat în fața aceea de la sacul de dormit și ei au crezut că e o arătare, că e un înger și ceva să mi se închine mie. Ai milă de mine, fiul lui David, striga unul. Mă pocăiesc înaintea ta, îți promit că nu mai fac. Și când mi-am dat seama că ei de fapt se închinau la arătarea care eram eu, m-am uitat în jur unde pot să mă ascund cât mai repede. Am văzut un copac, un brad mare și am fugit repede la bradul ăla și m-am ascuns după braș și apoi am întors sacul de dormit cu fața aia altă, care nu reflecta lumina lunii. Și apoi am coborât între ei. Și s-a oprit rugăciunea după încă vreo 10-15 minute, că a durat rugăciunea mai mult. Și mi-a zis, Dorine, ai văzut și tu ce am văzut noi? Și am zis, da, am văzut. Eram eu. Dragii mei, oamenii se închină. Aș vrea să plecăm în această seară de aici, sigur că ne închinăm lui Dumnezeu adevărat. Că nu ne închinăm la noi înșine, nu ne închinăm la tot felul de arătări, nu ne închinăm la lucrurile pe care le iubim, ci ne închinăm lui Dumnezeu. De ce este importantă închinarea? În Exod 20, de la versetul 3 la 6, ni se spune să nu ai alți dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, a celor ce mă urăsc și mă îndur până la miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De ce este importantă închinarea?
Pentru că închinarea determină cui ne închinăm. Uitați ce spune aici. Să nu ai. Închinarea noastră determină cui ne închinăm. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Ce ai tu în inima ta? Ce ai? Atunci când vine înainte lui Dumnezeu. Ce ai atunci când vii cu gândul să te închini? Ce ai? Ce ai tu mai prețios în viața ta? Care sunt valorile tale? Ce prețuiești tu mai mult? Ce iubești tu mai mult? La ce lucru te închini? De ce este importantă închinarea? Pentru că determină cui ne închinăm. Apoi, în al doilea rând, de ce este importantă închinarea? Pentru că trăirea determină dacă închinarea noastră este autentică. Modul nostru de viață determină dacă închinarea noastră este una autentică. O închinare adusă lui Dumnezeu. Să nu-ți faci, spune. What we are doing every single day. Închinarea nu este numai atunci când vine grupul de laudă în față și hai să ne închinăm și să lăudăm pe Dumnezeu. Închinarea este tot ceea ce facem noi în fiecare zi. Și asta poate să-L onoreze pe Dumnezeu sau să nu-L onoreze pe Dumnezeu. Închinarea noastră este tot ceea ce suntem noi și ceea ce facem noi. Asta este închinarea. Și Dumnezeu vrea ca noi să fim închinători adevărați. Și în această seară avem această oportunitate, Dumnezeu ne dă har, ca să ne putem analiza pe noi înșine și să vedem, să determinăm cui ne închinăm. Apoi, în al treilea rând, determină cui ne supunem și cine este stăpânul nostru. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Deci, vedeți, închinarea noastră determină cine ne este stăpânul. Închinarea noastră determină cui îi slujim. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, un verset care mie îmi place așa de mult. În Coloseni 3, versetul 23-24. Orice faceți, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Cum slujim Domnului Hristos? Dacă în orice facem, facem din toată inima ca pentru Domnul. Închinarea implică toată ființa noastră. Închinarea implică tot ceea ce facem noi. Gândurile noastre, atitudinea noastră, vorbele noastre, răspunsurile noastre, implicarea noastră, modul cum ne comportăm, modul cum reacționăm, tot ceea ce facem, aceea este închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Putem să spunem din gură ce vrem noi, aceea este închinarea noastră. Putem să cântăm, Aleluia, I praise you, Lord. I worship you, Lord. You worship your Lord with who you are and what you are doing every single day, every single minute, in every single thing in your life. This is how you worship God. Care este terminologia cuvântului? Pentru că în Scriptură, ca să înțelegem cum să ne închinăm, ca să înțelegem care e modul în care trebuie să ne închinăm. Și termenul în ebraic aici este a se prăbuși, a se proșterna, a se apleca, a se înclina, a cădea la pământ, a implora cu smerenie mila lui Dumnezeu și a lăuda pe Dumnezeu. Când ați văzut ultima dată pe cineva că s-a proștenut pe burtă înaintea lui Dumnezeu? Când eu sau voi sau dumneavoastră ne-am proștenut înaintea lui Dumnezeu cu fața la pământ? Când a fost ultima dată. Asta este închinarea, când te proșteni și te dai la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și termenul greacă ne transmite ideea, și asta e o idee care poate să fie funny, dar e o idee care scoate în evidență modul în care noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și termenul românește, și au trebuit să văd la dicționar, pentru că uit și limba română,
a se gudura. Și sunt sigur că nimeni n-o să-și da, nu știe să-mi spună ce e aia. Nici eu n-am știut și m-am uitat la dicționar. A se gudura este modul în care câinele se apropie de stăpânul lui și începe și dă din coadă și se dă pe lângă el și de bucurie. L-ați văzut cum parcă trepidează din toate părțile și își arată atașamentul lui față de stăpânul lui prin tot felul de mișcări și se proconește, se pune în patru labe și se uită la tine și așteaptă ceva de la tine. Ăsta este termenul din greacă. A se proștena cu respect, a se gudura. Deci închinarea, ca să rezumăm până aici, este prăbușirea, proștenarea, aplecarea, înclinarea noastră înaintea Lui. Închinarea trebuie să face prin noi înșine, prin identitatea noastră ca individ. Și aici vreau să mă opresc. Pentru că este un subiect care vreau să-l menționez. Este un subiect foarte important pentru mine. Îl studiez de ceva vreme. Și tot discutăm de cum să facem în biserică, ce să luăm de la bisericile americane, ce să luăm de la bisericile africane, ce să luăm de la bisericile din South Korea, ce să luăm de la bisericile unde este trezire. Și studiez lucrul acesta și uitați la ce concluzie am ajuns. Că noi trebuie să ne închinăm și o închinare adevărată și o închinare originală. Trebuie să ne închinăm prin identitatea noastră, ca indiviz. Adică ce suntem noi ca indiviz? De ce suntem noi formați ca și indiviz? Este personalitatea noastră, este cultura noastră, este etnia noastră, sunt valorile noastre, este educația noastră. Ăștia suntem noi! Și dacă noi nu ținem cont de toate lucrurile astea, noi nu mai ajungem să facem un ritual aia, nu-i închinare. Pentru că știți de ce? Pentru că nu trece prin noi. Noi doar copiem închinarea altora. Dar închinarea reală, ca să fie în duc și în adevăr, trebuie să treacă prin noi. Și ceea ce trece prin noi ajunge la Dumnezeu. Nu poți să-i spui lui Dumnezeu doar de pe vârful buzelor. Nu poți să te arăți că te închini și să nu te închini. Deci trebuie să treacă prin identitatea noastră ca oameni, ca și indivizi, adică prin cultura noastră, prin etnia noastră, prin valorile noastre, prin educația pe care am primit-o până aici. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Pentru că dacă nu trece prin noi ca și indivizi, va fi doar un ritual. We worship the Lord, we worship the Lord. And we just copy them. Copy and paste. Worshiping time, worship style. Dumnezeu așteaptă la noi nu să copiem, ci original, să venim cu ceea ce suntem noi înaintea Lui. Ăsta sunt, Doamne, vreau să mă închin înaintea mea. Cu ceea ce știu, cu ceea ce sunt eu, mă închin înaintea Ta. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că aceasta este o închinare adevărată, este o închinare originală. Acum, cum ne raportăm? Și un subiect foarte important, pentru că această idee pe care am să o prezint acum mi-a schimbat paradigma închinării, modul în care gândesc închinarea. Și uitați că e foarte important. Pentru noi astăzi este foarte greu să înțelegem cum să ne raportăm la un rege. Pentru că regele are o împărăție. Da? Și noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Noi spunem că suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar noi nu realizăm ce înseamnă să trăim în împărăție. Pentru că noi n-am trăit niciodată într-o împărăție. Noi n-am avut niciodată un rege pe pământul acesta. Alții au avut și știe ce înseamnă. Și noi de cele mai multe ori ne raportăm la Dumnezeu ca și la un președinte. Și președintele îl alegem. Și îl alegem când suntem în necaz. Doamne ajută-mă! Te aleg mereu, o Domnul meu, te aleg, te aleg. Acum te aleg, că-s la strâns cu șurubul. Acum te aleg, acum te aleg. Dacă mi-a mers bine, am știut eu ce să fac. Am făcut eu alegerile mele. Și vedeți, președintele ne conduce pe noi reprezentativ. Deci oarecum voința poporului încearcă să ne reprezinte, să conducă țara.
Și noi credem că și Dumnezeu e ca și un președinte, El trebuie să ne conducă pe noi, să ne reprezinte pe noi. Și de multe ori asta credem că e valabil și în biserică. Păi trebuie să facă cam cum cred eu, că așa El trebuie să mă reprezinte pe mine, cu așteptările mele, durerile mele, pasiunile mele și ce cred eu că e frumos și cool. Și ce cred eu că mă mișcă numai pe mine. Nu. Noi nu știm să ne raportăm la rege. Pentru că nu știm ce înseamnă asta. Dar El este regele nostru. Iisus Hristos în Evanghelia după Matei este prezentat ca și rege. Ca și rege. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De ce vorbește de împărăție așa de mult în Sfânta Scriptură, în Evanghelie? De ce Domnul Iisus Hristos în Matei 4:17 ni se spune în relatarea Evangheliei, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci este vorba despre această împărăție unde Hristos e rege. Și acum, dragii mei, regele deține tot, inclusiv și pe noi. Noi aparținem regelui. Președintele administrează, dar regele deține. He owns everything. He owns us. El ne deține pe noi și noi suntem datori să ne închinăm lui. Pentru noi trebuie să vedem asta ca și o favoare. Că ne primește înaintea lui să ne închinăm. Nu ca și o corvoadă. Nu pentru că l-am ales că să fie președinte nostru, să fie mântuitorul nostru, nu! El ne-a ales pe noi! Și El ne poruncește și poruncește tuturor oamenilor, pocăiți-vă, este o poruncă, dacă nu te pocăiești, regele va lua măsuri și vom vedea consecințele să nu te închinui Dumnezeu. Pentru că El este rege, El deține tot. Vedeți, președintele aprobă sau dezaprobă legile create de Parlament. Și ne-am vrea ca și Dumnezeu să facă așa. Să aprobe și să dezaprobe ce zicem noi sau ce vrem noi să facem. Nu. De multe ori nu ne credem Senat, de multe ori nu ne credem Camera Reprezentanților, de multe ori nu ne credem Guvernul. Nu. Regele creează legi. Regele creează legi și dă edicte. Ba mai mult, vreau să vă spun ceva, dragii mei. Când Dumnezeu vorbește, ceea ce vorbește este literă de lege. Este literă de lege și dacă Dumnezeu îți vorbește personal, înseamnă că Dumnezeu ți-a dat ție o literă de lege în mod personal. Nu îi impune altora, este pentru tine. Dar ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu aici este literă de lege, este adevărul absolut, este adevărul revelat al lui Dumnezeu. Și acesta este adevărul care ne ține în picioare. Acesta este adevărul pe care suntem obligați să-l folosim ca să ne putem închina lui Dumnezeu. Deci ce este esența închinării? A recunoaște Domnia Lui. Expresia onoarei, aprecierii noastre, mulțumirii noastre, reverență, respect, atitudine umilă. Apoi, a atribui, a pune pe seama Lui. El este regele. El este șeful. Trebuie să-i atribuim Lui, nu nouă. A pune pe seama Lui, asta înseamnă să te închini înaintea Lui. A da credit regelui. Ai da credit Lui. Că El are drept de proprietate și care are autoritate peste toate lucrurile. Cât și asupra noastră. El deține împărăția. El deține bogăția împărăției. Dar El deține și pe cetățenii împărăției. Vedeți, în paradigma împărăției noi suntem subiectul a tot ceea ce dorește să facă regele. Noi suntem subiectul regelui. Și noi trebuie să venim înaintea Lui și El vrea ca subiect al Lui să ne închinăm Lui. Amin? Amin, amin. Știți, dragii mei, având un asemenea rege și a ne îngrijora, știți ce înseamnă? A-L insulta pe Dumnezeu. În momentul în care noi ne îngrijorăm, noi de fapt îl insultăm pe Dumnezeu. Aducem insulte la adresa lui Dumnezeu ca și cum El n-ar fi în stare să ne poarte de grijă. El n-ar fi în stare să ne pregătească o nouă zi să trăim.
Știți, spunea cineva că Dumnezeu ne-a creat ca să ducem îngrijorările vieții doar 24 de ore. Dacă o să încerci să le duci mai mult, s-ar putea să o iei razna. Pentru că nu suntem creați să ducem îngrijorările mai mult de 24 de ore. De aceea spune, aruncați îngrijorările voastre asupra Lui. Nu ești creat să porți îngrijorări. Nu suntem creați să purtăm aceste îngrijorări. De aceea cuvântul Dumnezeu spune, dați-le mie, dați-le Regelui, dați-le lui Dumnezeu. Și prin modul acesta, practic, te închini înaintea lui Dumnezeu. Pentru că zici, Doamne, ăsta sunt eu. Mă bucur că sunt la masa Ta. Mă bucur că sunt în prezența Ta. Mă bucur că pot să mă închin înaintea Ta. Am problemele astea. Ți le dau ție. Știu că Tu mi le rezolvi. Și astfel îl onoresc pe Dumnezeu. Dar dacă tu continui să te îngrijorezi, tu practic aduci o insultă la adresa lui Dumnezeu. Cum să ne închinăm? Să ne închinăm doar să facem programe, să facem grup de laudă și de închinare, să avem doar o rutină, o religie seacă, ceremonii, programe, un timp de cântare, un timp de worship, are de-a face cu stilul de muzică. Uitați ce spune Ioan, capitolul 4, și știți versetele acestea care sunt foarte cunoscute, dar vine ceasul. Și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui. Cum se vor închina? În Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl Dumnezeu, este Duh. Și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Păi ca să te poți închina în Duh, trebuie să te naști din Duh. Dacă nu ești născut din Dumnezeu, nu poți să te închini cu adevărat lui Dumnezeu. Pentru că nu ești născut din Duh, trebuie să vă nașteți din nou ca să puteți să vă închinați lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să primească închinarea pe care o aduci Lui. Trebuie să ne închinăm în Duhul nostru și Duhul nostru se conectează cu Dumnezeu pentru că El este Duh. A ne închina lui Dumnezeu în Duh este închinarea din interior spre exterior, nu din exterior să creăm atmosferă ca să schimbe interiorul. No. S-au inversat lucrurile în biserica de astăzi. Trebuie să fie exact invers. Interiorul trebuie să schimbe exteriorul. Dacă în interior nu ai o închinare autentică înaintea lui Dumnezeu, degeaba le spui la oameni să ridice mâinile și să zici, hey guys, let's worship God, let's raise your hands, let's stand up. No, it's not working. Interiorul trebuie să se schimbe. Interiorul trebuie să se închine. Închinarea adevărată vine din interior spre exterior. A te închina lui Dumnezeu în adevăr este a te închina după adevărul Scripturii. Ne închinăm prin modul în care ne trăim viața, așa cum am spus. Gândurile noastre, atitudinile noastre, valorile noastre, planurile noastre, scopurile pe care le avem. Cum recunoaștem că închinarea este adevărată? Pentru că sunt câteva repere după care putem să ne luăm ca să ne dăm seama dacă închinarea pe care o avem este reală, este adevărată. Este o închinare adusă lui Dumnezeu. Dacă închinarea nu schimbă viața, nu este o închinare adevărată. Nu se poate să te închini înaintea lui Dumnezeu și să nu te schimbi. Pentru că Dumnezeu te schimbă. În prezența Regelui e schimbat. Închinarea implică sacrificiu. Mulți cred că, mă închin lui Dumnezeu cu un dolar, cu atâta pot eu să fac, cu 10 minute, cu 5 minute pe zi, cu 3 minute, cu un minut, cu câteva momente de meditații. Să te închini lui Dumnezeu implică sacrificiu. În Genesa 22, cu ce spune, și Avram a zis slujii sare, rămâneți aici cu măgarul, pe eu și băiatul, ne vom duce până acolo să ne închinăm. El mergea să-l aducă ca jertfă pe cine? Pe fiul său! Să aducă jertfă lui Dumnezeu și spune, ne mergem să ne închinăm! Închinarea fără sacrificiu e zero. Zero! Mai rău, zero barat. Deci avem nevoie de o închinare care implică sacrificiu. Închinarea care, cum am spus, implică toată ființa noastră. Ridicați-vă mâinile, spune în Psalmul 134:2. Proslăviți dar, în Corinteni 6, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Închinarea adevărată nu poate fi fără pocăință. Pentru că păcatele pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și avem nevoie de pocăință ca să putem să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu poți să te apropii de Regele numai așa cum vrei tu. Nu poți să stai la masa Regelui numai așa fără să treci prin ritualul pocăinței dacă vrei să-L numești așa. Dacă nu treci prin procesul pocăinței. Pentru că ai nevoie de pocăință.
ai nevoie de smerenie. Psalmul 95:6, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchi înaintea Domnului Făcătorului nostru. Deci implică și smerenie. Apoi în Luca 6:46 spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Se adresează regele. Tu știi ce înseamnă? Voi știți ce înseamnă aia să nu faci ce spune regele? Condamnare la moarte. Citiți istoria monarhiilor. Dacă nu făceai ce zicea regele, erai condamnat la moarte. Noi ne jucăm cu Dumnezeu. Noi adesea ne jucăm de-a biserica. O închinare reală implică ascultare. O închinare reală implică o relație cu regele. O închinare reală implică celebrare sau sărbătorirea regelui, atunci când te închini lui Dumnezeu. Și mă apropii de încheiere. Care sunt câteva din consecințele neînchinării adevărate Creatorului? Și la Romani, dacă deschideți la capitolul 1, să vedeți ce se poate întâmpla dacă nu avem o închinare reală și autentică înaintea lui Dumnezeu. Și în versetul 18 spune așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri ale oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Apoi în versetul 21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, l-au cunoscut, știau că trebuie să se închină lui Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nu s-au închinat, nu s-au proștenut înaintea lui, înaintea regelui. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Deci nemulțumirea este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Mulțumirea trebuie să mulțumirea este o închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Auziți? S-a întunecat. Apoi, în versetul 24, de aceea Dumnezeu ce-a făcut? I-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Versetul 26, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și nu mai continuu mai departe, știți textul. I-a lăsat. Și versetul 28 spune așa, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Avem două variante în această seară. Și aș vrea să coborâm în sufletul nostru în aceste momente. Avem varianta să ne închinăm regelui, nu președintelui. Și avem varianta să ne închinăm nouă sau altor lucruri sau altor persoane sau arătări. Te îndemn în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos. Meditează la cuvântul Domnului și alege să te închini lui Dumnezeu cu ceea ce ești, dar și cu ceea ce faci. Și să fii conștient că tu te închini unui rege, nu unui președinte. Și să înțelegi că tot ce faci pornește de la închinare. Dacă închinarea este greșită, tot ce faci pentru Dumnezeu este greșit, pentru că închinarea este greșită. Și să te închini în Duh și în adevăr. Și să ne închinăm cu toți împreună după regulile Lui, după regulile noastre. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.